Într-adevăr, îl țin să felicit băieții pentru felul cum s-au implicat în această partidă. L-am cerut să joace acest meci mai mult cu capul, pentru că nivelul de pregătire în 3 zile vă dați seama că foarte greu să aduce o echipă la standardele normale, dar ei s-au autodepășit mulți dintre ei și cu această ocazie țin să felicit și dacă ascultă și dacă continuă să pregătească, să strânge în rândurile așa cum trebuie, să-mi aducem încă 2-3 piese, eu zic că am făcut un pas mare spre ceea ce ne dorim cu toții, deci a accede în prima divizie. Spune că ar fi o minune să câștigați acum. Da, într-adevăr, vă spun sincer, chiar a fost o minune că am câștigat. Nu mă așteptam la jocul pe care l-au practicat băieții, pentru că vă dați seama, de exemplu, pe Iacob Basar a venit, eu nu l-am văzut în viața mea, am fost nevoit să-l bag și el s-a achitat foarte bine de sarcini, ca de altfel absolut toată echipa. Încă o dată țin să fericiți și dacă continuă tot așa, zic că vom merge pe un drum bun. S-a fost o cădere de fizică clar, cam cât va dura să fie băieții la capacitate? Eu am spus că pe la începutul lunii septembrie o să vedem o echipă care poate să ducă ritmul jocului, dar acum eu zic că individualitățile care le avem, personalitățile care sunt în echipă poate să decide. Săptămâna viitoare îl vom legitima și pe Popa Iulian. Sper să vină și Lemnaru săptămâna viitoare. Dacă mai aducem încă un puști, am vorbit cu cei de la Rapid pentru un puști tot așa de 20 de ani care să joace, atunci eu zic că ne vom încropi destul de bine și putem să ducem procesul de pregătire și de jocuri până la finalul acestui tur. V-ați găsit și un golgeter. Da, chiar o surpriză plăcută pentru mine, pe chestia asta țin să-i mulțumesc lui Surdu, care el mi l-a recomandat. El mi-a spus că este un jucător care are viteză mai mare că el și când am auzit treaba asta, am zis, dacă are viteză mai mare că el, înseamnă că e bun și, într-adevăr, ne-a demonstrat și în jocul de astăzi și în antrenamentele care le-a făcut că este un jucător de viitor, un jucător care poate să ne ajute. De ce l-a schimbat în top 10? Mi-a cerut schimbare, că nu mai putea și el, a făcut numai sprinturi, cred că a făcut 30-40 de sprinturi și pe căldura asta. Într-adevăr, la pauză le-am spus băieților că o să fie un moment în care, normal, datorită lipsei de pregătire și cu căldura asta, o să aibă anumite, știu eu, frâne, cu frâna de mână trasă. Am luat, din păcate, prea repede golul de că dacă nu luam primul gol atât de repede, eu zic că puteam să se așeze jocul și poate că nu mai primeam gol. Dar oricum, victoria e victorie, sunt 3 puncte. Pentru încă o dată, țin să le mulțumesc băieților pentru felul cum s-au pregătit și nu credeam niciodată, vă spun sincer, că putem să obținem victoria în condițiile în care am făcut doar 3-4 zile de pregătire. E bună și la moral victoria asta? Da, în primul rând pentru moral, eu zic că e foarte bună. Acum am înțeles că și conducerea, domnul președinte, sare la cap cu o primă. Sperăm ca lucrurile să se așeze.